Ieri am lansat împreună un proiect interesant care, după cum s-a văzut și pe rating, îi face pe români să conecteze într-un mod foarte tare. Senați, discuții, pronosticuri, mai ales în familie, te pui să te întrebi. Tu ai rezistat cu mine 2 luni de zile în Mexic? Ieri colegul meu Răzvan a lansat și un concurs interesant care te ajută, amic în circuit, să câștigi premii grozave de la producția America Express. Asta se întâmplă săptămânal sau la sfârșitul sezonului, locul alături de celebrii care vor merge la următorul sezon și participarea la filmări. Cristina este dovada vie că premiul chiar se dă. A fost în Mexic timp de o săptămână și ceva alături de oamenii care filmează la acest proiect și are informații de la sursă. Bună dimineața! Bună dimineața! Tu ești acel fan? Eu sunt acel fan. Care ne zăpăcește și pe noi cu... Noi n-avem la neața așa fain. Nu, n-avem. Dacă facem un concurs cu întrebări, în afară de greutate exact al nevastă mea, nu știe nimeni nimic. Că asta e roade pe ei. Dacă faceți un concurs cu întrebări, poate, poate, mă pot împărți între America și voi, dar nu pot să garantez. Ce meserie ai? Sunt avocat. Ești avocat? Da. Ești din București? Da. Ok. A fost greu să câștigi premiul ăsta? Mai... Da, foarte greu. În ce sens? Glumesc. Întrebările grele? Întrebările nu sunt grele, absolut deloc. Însă trebuie să fii atent și să-ți dedici timpul emisiunii, să fii pe fază cumva și să răspunzi corect. Din câte am înțeles, am răspuns corect la toate întrebările. Opa! Opa! De-a lungul anilor, i-ai prins în mai multe țări pe concurenți. Ai vreun cuplu sau, mă rog, o pereche ce ți-au rămas la suflet, care sunt foarte dragi? Da. Cine? Reactoarele 3 și 4. Da? Ei au făcut treabă și la noi. Mai mult au râs decât au concurat. Ți-au rămas Fodor la suflet. Și Sorin Bontea, da. Ieri am făcut așa un top împreună din probele ciudate sau foarte grele. Care ți se pare că au fost poate chiar exagerate? Niciuna. Nu? Nu. Ok. Totul e posibil. Ok, chiar și Stinky Tofu? Chiar și Stinky Tofu. Da, ieri Ada ne-a povestit cum a mâncat ouă ăla cu embrion și a rămas, nu mai zic. E dimineață totuși. Și că e în scopuri medicale. Bun, și ai câștigat premiu și ai mers în Mexic? În Mexic, primul stage. Câte zile? În total, cred că au fost 10. Și ce ai făcut? Ce ai avut ocazia să faci? Am participat în fiecare zi alături de echipe la filmări. Okay. Am trăit, practic, experiența pe care ei au trăit-o. Am fost pe drumuri toată ziua. Le-ai dat biscuiți prin gard? N-am avut voie. N-ai avut voie? N-am avut voie. Și că n-au voie să atingă banii dacă primesc un ajutor. Da, nu. N-au voie să fac asta. Ok. N-am putut să-i ajung nici cu spaniola, că mai vorbesc așa un pic spaniolă. Dar care dintre ei? E unul care rupe un pic spaniolă, vorbește așa... Joaquin. Ok. E mexican. Bun, unul dintre români, vreau să zic. E un român care vorbește Andreea. Așa, ca în piață. Deci se descurcă. Le zice, le greșește, dar merge înainte. Andreea... Restul sunt un pic, fiind primul episod, au fost reticenți. Au fost reticenți, dar lucrurile se vor dezlănțui pe parcurs. Zim dacă ai vreo pereche din sezonul ăsta ce îți place mult. Greu de spus. Greu? Foarte greu de spus, da. Ok. Este o concurență acerbă între ei și sunt foarte buni toți. Sunt foarte determinați, în primul rând. Toți își doresc să câștige. Te-ai băgat la un astfel de concurs ca și concurent? O, da. Cu cine din... Să uită rudele, să uită rudele Cristinei acum, câte un mătuș din ăla. Cred că de mine, zice, că sunt și îndemânatic și foarte fit la 68 de ani. Din rude, prieteni sau vedete, cu cine ai merge? 2 luni. Ai grijă că veți dormi chiar pe acea saltea. Da. Cu cine ai merge? E secret. Ok. Aștept să fiu... Șef, e clar, șeful ei de la firma de avocatură, el e. Bun. Am 2. 3. Ai... Cu toți atunci. Ei, cum pot? Nu pot să merg cu toți. Hai să îndrumăm un om care vrea să participe la concursul ăsta, dar nu pentru rucsac, ci pentru premiul cel mare. Ce ar trebui să știe? Băi, vezi că dacă primești acel telefon, unde erai când te-au anunțat? La birou. Erai la birou și ai primit un telefon de la colegii mei? Da, și un mail. Mailul nu-l citisem. Ok, ca de obicei. Și ce au zis? Cristina, împachetează. Da, m-au sunat Cristina și eram Cristina. Te sunt de la Antena. Și eram ok, mă gândeam că poate
ar trebui să dau o declarație sau un sau interviu. Sau să vii la X-Factor, da, puteau să fie. Sau așa. Bun. Și mi-au spus, avem o veste pentru tine. Ce veste? Ai câștigat pașaport de Asia. Da. Și eram, nu pot să cred. Și mi-au spus, ba da. Bun. Zi-mi ce ar trebui să știe următorul câștigător de pașaport. Să ia biscuiți la el. Să aibă biscuiți? Da. Foarte mulți, dar din aia digestiv, să aveți grijă, adică... Ok. Așa. Să meargă cu tot sufletul, cu toată deschiderea, să se pregătească pentru vreme călduroasă, poate, da. Pentru mult demers urcat, trezit de dimineață, foarte de dimineață, da. Să fii pe drumuri la ora 5, să ajungi înapoi la cazare, poate la 12 noaptea sau la 1 noaptea. Deci o aventură nu e trai pe vătrai. Nu este trai pe vătrai, să fii pus în situații limită. Sună telefonul pentru producție și ești anunțat că mai ai jumătate de oră să strângi și trebuie să părăsești locația. Și atunci te întrebi ce se întâmplă. Să vezi poliția pe stradă sau poliția militară cu mitrariela la piept și să auzi că se împușcă oameni lângă tine. Ok, mulțumim, Cristina. Nu se mai scrie nimeni. Deci dacă sunteți fani, veți tot auzi în zilele astea care este întrebarea, în primul rând, pentru că asta trebuie să le țineți, care este întrebarea zilei, a săptămânii și mai multe detalii despre cum vă înscrieți. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc! Baftă la serviciu! Mulțumesc tare! Sper să merite ăla de nu i-ai spus numele. E o întrebare foarte legitimă în perioada asta. Bă, tu cu cine ai merge? Cu cine ai rezista? Că nu toți ar alege soțul, soția, fratele, sora. Alții au ei pe cineva în gând. Spuneți-mi ce trebuie să fac mai departe decât să iau o pauză, că de asta, la asta mă pricep. Iau o pauză și ne vedem apoi. Stați cu noi, sunteți la...